Deci, de-aia vreau să spun că e o problemă și cu Biblia asta, că Biblia e un labirint intelectual făcut special să te prostească și să nu mai știi ce să crezi. Ioane, nu știu dacă ați auzit despre satelitul acesta, Black Knight. Da, am auzit și am și văzut fotografii cu el. Nu numai acum, am văzut fotografii. Deci, cei care nu știți, este vorba despre un satelit, Black Knight, despre care, atenție, cei de la NASA știu încă din 1998, dacă nu mă înșel, orbitează, da? Doar că nimeni nu știe ce este cu el, de cine a fost creat, de cine a fost pus. Nu vrea nimeni să-și ia responsabilitatea asupra sa. Și nici nimeni nu vrea să dea nicio explicație. Dar oare de ce? Adică de ruși a fost făcut, de americani, de chinezi, sau care e treaba? Ce scop a avut? Să spioneze și pormă... Hai să spun o chestie. Albert Horva întreabă. Adi, întreabă-l pe Nea Ioan. Este timpul o abstracție sau ce este timpul? Timpul e a treia dimensiune a spațiului. Și n-are început și n-are sfârșit. Și felul în care îl împărțim e al nostru. Adică noi am dat valoare. Adică noi îi dăm secunde, minute, ore, bla, bla, bla. Da, deci răspunsul este, cel puțin din partea lui Nea Ioan, este, cum ziceai, Nea Ioane? Stai puțin, dacă ei ar lua și ar studia pătratul lui Pitagora, ar vedea că Pitagora așa a găsit tabla mulțirii. E un pătrat cu 10 pătrate, așa și așa, deci practic sunt 100. Și aici e 1. Și aici e 2. Și aici mai jos e tot 2. Și 1, de fapt, nu e 1. 2 ori 2, mă înțelegi, fac 4, să zicem, da? Și într-un singur pătrat, cu latura de 10 pătrate, sunt toate rezultatele tablei mulțirii. Dacă studiază, asta se numește pătratul lui Pitagora. Dacă studiază pătratul lui Pitagora, o să rămâne ei perplexi de ce chestii sunt acolo. Uite, eu, spre exemplu, știam din clasa 7-a toate pătratele până la 20. De 15 fac 225, 13 fac 169, 25 ori 25 fac 625. Deci, băi, eu chiar știu matematică. Bună seara, oameni frumoși, și bine v-am găsit la un nou episod alături de omul străzii Ioan. În acest episod am strâns cât mai multe întrebări din partea voastră, din partea urmăritorilor noștri, ca să îi le adresăm domnului Ioan, astfel încât voi să înțelegeți că noi ne dedicăm aici și ținem cont și de părerile voastre. Bună seara, domnule Ioan, și bine ați venit! Bună, bună! Astăzi cum vă găsim? Un pic mai calm? Data trecută nu prea erați în apele... Da, nu, eram puțin... indispus și de ce să nu recunosc? Și eu mai am zile proaste, mai am zile bune. Eu nu pot fi în permanență amabil și am și eu zile proaste. Se întâmplă. Păi de asta ne face să fim oameni. Nea Ioane, am ales mai multe întrebări din partea urmăritorilor și am zis să le adresăm în acest episod și să le răspundeți așa cum știți dumneavoastră mai bine. Antonio Tacax 2440 spune așa: mi-ar plăcea enorm să aflu cărțile preferate pe care le-a citit domnul Ioan. Vă respect mult pentru ceea ce faceți. Dumne, eu vă spun primele trei cărți, nu? Eu hai vă să spun zicem. O glumă proastă. Un filozof antichinez spunea că dacă citești 2000 de cărți, îți ies cuvintele din gură ca un fluviu. Ei, eu cred că am citit peste 4000 de cărți. Dar trebuie să recunosc că au fost anumite cărți care au fost mai ieșite din comun, adică mai deosebite. Spre exemplu, am citit totul despre familia Borgia. Mă îndoiesc că dumneavoastră ați citit despre familia care a avut doi cardinali, deci doi frați, și ăștia au fost cei care l-au finanțat
și-au creat Capela Sixtină, deci erau papi. Și sora lor, care era de un sadism ieșit din comun, și ea a vrut să fie. Dacă ați citit Pardalian și Fausta, o să aflați că, de fapt, acolo e vorba de Lucreția Borgia, care a vrut să-l corupă și să-l atragă de partea lui pe cel mai bun spadacin al lumii, să se folosească de el ca să îi omoare pe dușmanii ei, și ăsta n-a vrut să accepte. Deci iată că și bătăușii și spadacinii nu întotdeauna sunt proști. Și femeile câteodată sunt de o viclenie ieșite din comun. Cărți care m-au marcat și care mi-au plăcut la nebunie. Primele trei, haide, din câte cărți? Ce ați recomanda, primele trei? Lume știe, ce recomand? Primele trei cărți. Să citească jurnalul Fericirea lui Steinhardt, dar să-i carte de filozofie, cam grea. Să citească Jocul cu mărgele de sticlă, al lui Hermann Hesse, iarăși e o carte nemaipomenită. Apropo, mie cel mai mult de Hermann Hesse mi-a plăcut Nazi și Golmund. Și tata mi-a aruncat din bibliotecă cartea Nazi și Golmund pentru că a zis că voi deveni Golmund. Deci pe primul loc care? Pancia Tantra, cele cinci cărți ale înțelepciunii. Asta ar fi prima recomandare. Da. A doua. Ce m-a fascinat cel mai mult, m-a fascinat în copilărie, în clasele 1-2, am citit din marile legende ale lumii, toate. Am citit toate legendele grecești, am citit totul despre O mie și una de nopți și Scheherezada, care a fost ființa care a reușit să se salveze din condamnarea la moarte, spunându-i șahului povești, și l-a făcut dependent de povești. E cea mai renumită femeie și chestiile s-au petrecut înaintea ei noastre. Alte cărți, ce ați mai recomandat? Cu mărgelele? Robin Hood mi-a plăcut la nebunie. La un moment dat chiar îmi făcuse marc, mă credeam Robin Hood. Unii spuneau că sunt șeriful din Nottingham. Și pentru dezvoltare personală, pentru partea asta pentru spirituală? Pentru dezvoltare personală să nu mai citească nimic din cărțile moderne. Cărțile moderne sunt excrocherii. Și atunci ce le recomanzi? Ce le recomand? Să citească numai cărți vechi. Pe vremuri oamenii nu mințeau. Acum totul e abureală. Da, uite și Eminescu a spus la un moment dat că sunt multe cărți pe care n-ar fi vrut să le citească. Ei, în ziua de azi vă spun eu, cam jumate din cărțile de pe piață sunt excrocării. Uite și eu am luat leapșa cu o carte scrisă de Ovidiu René, cartea se numea Himnoză, am zis, poate zice asta ceva. Am citit toată cartea, n-am înțeles nimic, am dat și cu cartea de pământ. Tată sărac, tată bogat, recomanzi? Da, nu e carte, e om sărac, om bogat, e serial. Da, eu n-am auzit de cartea asta. Deci eu nu a spus. Vă dau eu o poveste. Prinși și cerșetor de Exupéry. Fiși, o să vedeți că acolo cerșetorul salvează pe prinț. Nu prințul salvează pe cerșetor. Deci iată ce spunea Exupéry. Uite, cartea care a distrus în America segregarea rasială. Aventurile lui Huckleberry Finn și a lui Tom Sawyer. Datorită acestei cărți, americanii au înțeles că negrii nu mai trebuie împușcați și exploatați. Deci sunt, mizerabili, Victor Hugo. Da, și să nu vă supărați că vă fac mizerabil, pentru că nu e afirmația mea, e a lui Victor Hugo. Da. Da, am citit tot ce se poate despre egiptologie, despre greci, despre sumer. Deci nu, am citit cărți. Apropo, am citit și niște cărți. Peștii cântă în Ucaiali. Ucaiali e un afluent al Amazonului și e o carte scrisă a unei expediții în jungla amazoniană. Apoi am citit și Contichi și Ra. Sunt două cărți de aventuri ale unui tip care a vrut să demonstreze că între continentul african și continentul America de Sud exista legătură, de aceea și unii și alții au făcut piramide și în final el a eșuat, niciuna dintre traversări n-a reușit-o, dar a devenit celebru și oamenii au citit cu plăcere aventurile lui. Și sunt multe cărți pe care le-am citit. Mi-a plăcut la nebunie Henri de la Gardere, cartea micuțului parizian. Cel care s-a căsătorit cu fiica lui Neves și în perioada lui francezii au introdus bacnota.
un proiect făcut de un prinț italian împreună cu Jidan. Bacnotă în franceză înseamnă notă de bancă. Deci era o hârtie pe care era scrisă valoarea banilor pe care îi predai celor. Știi ce au făcut francezii ca să adune banii? Au lăsat bandiții să-i atace pe țărani, să le dea în cap și să-l fure aurul. Și aceștia, pentru că nu puteau să-l păzească, îl duceau la prințul de Gonzague, care se căsătorise cu soția lui Nevers și moștenise castelul acesta și transformase castelul într-o bancă. El făcea numai afaceri acolo. Bun. Deci un italian, știți, și un jidat. Bobby Robson, 9396, spune așa, referitor la Michael Schumacher, știți că am atins și da. Subiectul acesta, el spune așa, creierul este ceva material. Când acest ceva material moare, se dezintegrează, cred, ca o părere personală, că dispare și informația deținută de acel creier. Sau oare suntem noi învățați greșit? Se spune că creierul Einstein a fost furat de cineva și păstrat. La o mare perioadă de timp l-au feliat. Și au constatat o chestie cam incredibilă pentru mulți. Deci l-au feliat, l-au casalat. Era creierul lui Einstein și ochii lui sunt păstrați. Așa. Și vreau să spun că au ajuns la o concluzie foarte ciudată. Deci creierul, contra tuturor celor știute de dumneavoastră, nu are numai materie cenușie, are și materie albă. Și la Einstein, materia albă era cam echivalentă cu materia cenușie. Și asta ar da dreptate faptului că eu susțin că omul nu e un tabula rasa, deci o minte goală, ci o clepsidră. Deci în ARN-ul lui are toată informația genetică, de vreo 72 de ani trebuie să o citești, dar subconștientul, deci elefantul, nu ți-o dă pentru că tu nu te ridici la conduita morală pe care el ți-o cere. Deci subconștientul, elefantul, nu vrea să dea informații pentru că tu nu le asculți pe elefant, nu-i dai să mănânce bine, nu-i dai ce vrea el și nu faci ce vrea el. Și atunci te întreb eu, cum ai vrea să te ajute Dumnezeu când tu nu-l prea respecti și când întingi degetul așa, nu ai atingi degetul lui Dumnezeu, îl ții așa. Că toți vor să vă ajute Dumnezeu. Păi de ce să vă ajute Dumnezeu? Poate unii dintre dumneavoastră, dacă ați fi sinceri cu dumneavoastră, nici nu prea meritați. Nu o spun din răutate. N-am nimic cu nimeni. Dar mai citiți, apropo, citiți Etica și lui Aristotel. Mai citiți Platon, volumul 1-2, dialogurile, și o să vedeți că acolo Platon vorbea cu divinitatea, de fapt vorbea cu el. Citiți volumul 5, asta spune Republica. Citiți Aristotel, citiți tot ce se spune despre Țuțea, că și Țuțea a fost un sfânt. Iulian, uite, mie mi-a plăcut afirmația pe care a făcut-o Țuțea. A zis că... Neoane, sunt multe mesaje, sunt foarte multe. Crede în Dumnezeu pentru că e prea orgolios să recunoască că el se trage din maimuță. Iulian Manolache da. Întreabă așa. Ce părere are domnul Ioan despre Călin Georgescu? Ar fi bun ca președinte? Și dacă eu spun adevărul, tu mă crezi? Vă întreabă ce credeți despre el. Nu, e doar ce părere aveți despre el. Călin Georgescu a avut funcție enorm de înalte. A fost și în clubul de la Roma. Clubul de la Roma e cel care ne-a anulat nouă niște bani pe care trebuia să ne dea Irakul înapoi ca să ia francezii că... Așa. Și asta păcând el era șef acolo. Și acum eu vă întreb pe voi. Deci dacă i-a slujit pe toți oamenii bogați și le-a băgat miliarde în portofel, da? Acu el, de ce ar fi corect cu noi? A trebuit să fie un făt frumos și să răzvrătească împotriva celor care... Nu îți dai seama că ei fac campanie electorală și când ajunge președinte va trebui să joace cum îi dictează cei care au făcut campanie electorală. Tu nu vezi că el e împins de la spate? Dar vorbește foarte bine despre... Băi, ca orice om inteligent, te face de-n vorbe.
Nu spune și un francez celebru când a apărut politica, când unul foarte deștept l-a întâlnit pe unul foarte prost. Nea Ioane, până la urma urmei toți nu tot cu vorbe vin, toți. Și că vorbim de șoșoacă și da, de aur și de oricine. Proiectul lui e super. Apă, hrană și nu mai știu ce duce el acolo, mă înțelegi? Da, proiectul e super, adică, dom'le, dar nu înțelegeți că toți ăștia, când au campanie electorală, sunt învățați să spună ce vrea publicul să spună. Și atunci cui mai dăm credit, nea Ioane? Că altfel cum? Pe cine să mai votăm? Dacă eu vă spun că în Biblie scrie blestemat fie cel ce se încrede în om, mă credeți? Pentru că omul are tendința să fie subiectiv. Zice, lasă că îl proces pe prea și lasă, vaia mă iartă, îi trece. Deci nu-l vedeți sincer pe Călin Georgescu? Nu. No. Inteligent este. Nu, dar nimeni n-a contestat, aș putea ar fi spune. Lucrat și la Casa Albă sau am aș înțeles putea eu greșit? Spune, nu asta nu știu, dar știu că la Clubul de la Roma a lucrat și acolo sunt cei mai mari reprezentanți ai tuturor bogaților lumii și a avut funcție mare acolo. Mai știu și că e susținut de francmasonerie, dar n-ar fi o problemă, pentru că francmasonerea a susținut și oameni integri și onești. Dar îi susțineau pe ăștia ca să-și repare imaginea. Deci mi-aduc aminte că era o glumă, zice, toate partidele hoților, da? Dar au și oameni care le spală imaginea. Înțelegi? Adică oameni care chiar nu răstălmăcesc cuvintele, nu rostogulesc politica ca porcul dovleacu, chiar vorbesc cu subiect și prieteni. Dar în genere ăștia ajung consilieri prezidențiali, nu ajung președinți. O altă întrebare de la user. Ce părere are domnul Ioan despre pustnici? Despre pustnici? Pustnici, da. Păi pustnicii sunt niște oameni care îți decepționați de mediul în care merge societatea și se retrag în sihăștrie. Ei singuri acolo. Eu de ce am spus? Parcă în primul meu interviu am spus că nu puteam să fac ce au făcut înaintașii mei, că toți s-au retras, mulți s-au retras în sihăstrie, pentru că eram, îi copiam și atunci eu am preferat să mă ascund de lume în interiorul lumii. Deci eu nu tot un fel de pusnic, doar da, că, da, nu, doar un... că nu stau în pădure, ci stau între oameni. M-am ascuns de viclenie în mijlocul vicleniei. Dar, acum eu vă întreb... Și să reții, pe stradă e cea mai multă viclenie. Poate fi un act de lașitate? Întreb doar. Ca o fugă de responsabilități, ca o fugă de prostie, de orice. Vezi, uite, acum, nu mă super, dar vezi... Sunt întrebări neoane, sunt întrebări. Ce ai vrea să spun eu, că sunt lași? Nu, poți să zici. Păi și eu, cu puterea mea, ce să fac? Îl fac troacă de porți pe premier de nu știu câte ori, nu-mi zice nimeni nimic. Nici nu, mă refer la alegerea omului pusnic. Păi n-am ce să fac, pădure, n-am ce să fac, pe mine nu mă ascultă nimeni. Că n-am nicio putere, nu sunt nici lasă măcar polițist. Uite, ți-am dat o putere. Care putere? Puterea să te vadă lumea, să te audă, nu? E o putere. E o putere. Câți din ăștia crezi că țin cu mine? Mulți, Cântrână. Foarte mulți. Sunt foarte... Dar cum? Ca să le răspund la întrebări și să le spun ce vor să audă? Păi pentru asta te apreciază. Păi... Deci să câștige ei și să pierd eu. Nu câștigă nimeni, că nu e un război, nea Ioane. Nu e un război. Ba da, suntem... Băi, hai să fim singuri. E furt intelectual. Depinde cum o privești. Deci, ăștia sunt pusnicii. Oameni care da, s-au retras... Uite și pe Ștefan cel Mare, tot un pusnic l-a făcut. Mâncase Ștefan cel Mare, bătaie că l-a vadut surpat. Și s-a dus... S-a dus să se plângă la un pușnic care trăia, și acum există chilia lui. Așa. Și a zis, uite, domnule, mi-e rușine să mă duc în fața poporului că m-au bătut urcii. Și a zis ăsta, băi, nu dispăra. Du-te, vezi că în pădure există una vrâncioaia și aia are 7 drahoni, 7 băieți, care sunt haiduci. Taie lemne, vânează, trăiesc bine. Ei, dacă ăia vin cu tine la război, mă înțelegi? Vine toată Moldova. Și s-a dus, aia zis, cum să nu, copiii mei, ia plecați cu ăsta. Și vrei, ăia se retrăgeau, otomanii se retrăgeau, cu căruțele pline, ce ciordiseră, ce așa. Erau fericiți, bla, bla, bla. Hai că i-am bătut pe fraieri, acum de frică o să ne plătească, mă.
Și i-au luat până pregătiți ca în arta războiului, i-au surprins și i-au bătut ca la vadul surpat. Și uite cum au transformat o înfrângere într-o victorie, da? Ăsta a fost primul război al lui Ștefan cel Mare. Te întreb eu, a cui minte a fost? A lui Ștefan sau a lui Puș Nicola? Păi, nu e logic. A? Nu e logic. Cum e? Da, nu, e foarte ciudat. E foarte ciudat. Uite, și apropo de Ștefan cel Mare, că și el avea tare. În afara faptului că era de 1,5 m, mamă, era un bețiv după fiecare război, asta făcea câte o băută. Nu e glumă, mă. Că deau aia toți pe sub masă și făcea Ștefan. Firea ți-ai dreacului să pici nici la băutură nu ține, ci pleca la curve. Da. Ștefan cel Mare. Da. Păi... Bine, nea, Ioane, cine nu avea... Răzești, păi și acum vorbesc cine nu se culca cu Ștefan, când știa cine e. Da, el a avut și un copil din Flori, de nelegitim, care a ajuns, Petru Lareș, care a ajuns conducătorul Moldovei. Și copilul lui din căsătoria legală n-a ajuns niciodată conducătorul Moldovei. Dar cel mai puternic, din punctul tău de vedere, dintre toți conducătorii din trecut. E greșit spus. Unul dintre cei mai puternici și cei mai buni strategi a fost Iancu de Hunedoara. Unul dintre cei mai fanatici și cei mai periculoși a fost Țepeș. Unul dintre cei mai bengoși, mândruiești și care nu așa a fost Ștefan. Dar spun eu, toți domnitorii noștri erau aventurieri, erau ciumegi, erau... au fost și... ăsta, Ioan Bode cel cumplit, îi adusese la disperare pe turci. De fapt, și Turcia și-a luat și omorât, l-au despicat. Avea optică pe el, te durea capul. Deci noi să știi că în timp am avut domnitori bengoși rău de tot. Și nu să mai spun că noi am fost stabilă pentru turci și aproape că am apărat Occidentul. Și acum Occidentul nu vrea să ne primească că suntem corupți. Bă, dă-i dracu' de fraie, că ei nu sunt corupți. Bun, ia să vedem ce întrebări mai avem aici pentru Neaion. Cineva zice, acum nu știu, Daniel Constantinoar, data viitoare să-l întrebi pe Neaion despre umbra omului. Ce ne pot spune, Nea Ioane, despre umbra omului? Eu văd umbra ca și dușmanii. Sunt mereu alături de tine, dar mereu inofensivi. Umbra nu e altceva decât proiecția ta că oprești lumina pe un perete. A, dacă mă întreabă ce e aia, aură. Aia, c'est une autre chose. Deci, nu e minciună. Toți pictorii antici au pictat majoritatea sfinților cu aura așa în jurul capului, da? E, păi să știi că aura aia au toți oamenii, nu numai sfinții. Și nu e în jurul capului, e în jurul întregului organism. Dar aia nu e umbră. Sunt undele electromagnetice pe care le formează câmpul de energie statică pe care îl are organismul. Așa cum și pământul are undele Levi. Bun. Utu Ionuț 2928, care zice o chestie pe care cred că am dezbătut-o. Asta o gândeam și eu acum două episoade, cred că v-am spus chestia asta, Nea Ioane. Deci zice așa, Ionuț, poate o să-i pui și întrebarea pe care ți-am mai scris-o odată. Dacă Dumnezeu știe tot parcursul vieții tale, când am zis eu cu tabla... A repetat, băiatul, întrebarea, că am mai pus-o și înainte și a repetat-o și în emisiunea trecută. Așa. Deci dacă Dumnezeu știe tot parcursul vieții tale, al fiecărui om, el știind că tu vei deveni un criminal, de exemplu, de ce îți dă drumul pe pământ? Apropo, dacă o să zică de liberul arbitru, teoretic, el știe că tu vei face crima pentru că este atot știitor. Deci, practic, parcursul tău este știut de dinainte. Deci nu există liberul arbitru. Asta este doar părerea mea. Acum abia aștept să văd cum o gândește domnul Ioan și Niculescu. În primul rând, pe niciunul dintre noi nu ne supraveghează Dumnezeu. Pe noi ne supraveghează subconștientul. Deci
în fiecare secundă se înregistrează și se depozitează subconștient absolut tot ceea ce spunem, tot ceea ce facem, de ce suntem bolnavi. Și când compară ARN-ul cu ceea ce atunci poate, la fel cum poate face și inteligența artificială, să anticipeze ce vei face, dar asta nu o face Dumnezeu, o face subconștientul tău, care e sămânța divină pe care Dumnezeu a... E ca și cum Dumnezeu ți-a băgat și un card de memorie care înregistrează totul. Și de fapt toată chestia asta cu înregistrările, cu așa, nu e altceva decât o copie fidelă a organismului. Deci organismul tău știe tot ce faci în fiecare secundă și anticipează și se șigează. Când începi să fii imoral, că orice om nu e imoral din prima, e puțin, puțin așa, și când se șigează la două, trei acțiuni similare că ai luat-o deja înspre imoralitate, atunci fie caută să-ți bage câteva strâmbe, să te aducă la normal, mă înțelegi? Fie pur și simplu zice, stai, că ăsta e irecuperabil. Și atunci te lasă singur să te dai cu capul de pe răți, pentru că fiecare naște și are nașul. Nu te omoară Dumnezeu. Te omoară semenii tăi care nu le convine că faci măgării. Bun, acum să-i răspund și eu lui Ionuț. Eu am mai dat explicația asta, cred că acum două episoade, nu mai știu cum, și la fel o gândeam și eu. Și spuneam, cel puțin pentru logica mea, că întotdeauna eu mă pun în locul celuilalt. Dacă creatorul, asta ar fi, să zicem, asta este tabla de joc. Și Dumnezeu a creat omul, după chipul și asemănarea sa. Da? Și i-a dat toate ingredientele, toate stările, iubire, deznădejdie, bucurie, supărare, egoism, orgoliu, absolut toate stările. Unde ar mai fi fost farmecul ca el să fi știut deja destinul fiecărui om? Păi nu-l știe. Asta zic, n-ar mai fi avut niciun farmec, tot niciun jocul. Bravo, și atunci el a spus... Arunc liberul arbitru. Lasă afer, și las și binele și răul. Lasă-l pe fraier să astfel facă. Astfel încât să creezi acest sistem și după, aici în final, să existe judecata de apoi. Trebuie să existe o judecată. Că e judecata și o face omul înainte să-și dea duhul. Sau că e imediat după. Asta nu știe nimeni și nu o să o cunoască nimeni niciodată. Bă, uite că mine și cu știe. Dar ideea care e? A lăsat liberul arbitru ca să existe un echilibru și omul să poată să aleagă, pentru că nu există i-a fost destinat, i-a fost dat. Nu, deciziile tale îți creionează viitorul, da? Deci nici eu nu cred în chestia asta că i-a fost destinat cuiva. Și nici nu te judecă Dumnezeu, te judeci tu singur. Nu, aici eu cred că e o judecată după. Nu e nicio judecată. Dar asta vine în funcție de faptele tale de-a lungul vieții. În final îți analizezi încărcătura, na Ioane, în final, înainte să-ți dai duhul, încărcătura pe care o ai, dacă e mai mult mai mult negativă pentru că ai fost un om rău, asta o să fie dincolo. Vei muri supărat și vei... Da, asta va fi dincolo. Ce va fi, cum va fi, nu știe nimeni. Ce spune Eminescu? Că nu e frică de moarte, ci de veșnicia ei. Da, dacă ai fost un om bun, probabil după asta vei experimenta ceva... Bun, nu? Nu, dar acum eu vă întreb și altceva. Fiți atenți. Asta l-am întrebat pe maior de poliție. Că mă tot supăra. Eu eram deținut și el era maior de poliție și făcea pe șmecherul cu mine. Și l-am întrebat, băi, poți să-mi explici și mie că uite, sunt mai fraier așa. Tu ai auzit de hoțul din Bagdad? Ce da? Băi, ce a furat hoțul din Bagdad? Păi ce a furat un diamant numit Steaua Sudului? Bravo, fraiere, văd că știi. Dar și cum îl chema pe șeful pazei lui sultanul de la care a furat el? Dar știi cum îl chema pe sultan? Și mi-a zis polițiștul că nu știu, frate. Sau cum mi-a zis el acolo? Ce nu știu, domne. Ei, tu te-ai gândit vreodată că e posibil ca peste ani și ani de mine să mai vorbească lumea, că am făcut multe prostii la viața mea, dar de tine să nu-ți aducă nimeni aminte că tu ai fost sluga sistemului? Și știi ce mi-a răspuns maiorul? Ce, nu știu, să nu te supăr pe mine, dar varianta asta n-am gândit-o. A, deci n-ai gândit-o că nu-ți convine, nu? A, cum e? Deci de ce hoțul din Bagdad a reușit să fie pomenit și în ziua de azi? S-au făcut zeci de filme cu el. Și cu frecatul lămpii și cu...
Hai mă, la ce-o dreacului de vrăjeală. Corect. Cu covorul zburător, da. Cu Alibaba și 100 de, de hoci. Că era să mai spun și eu prostii. Doctor Rabi. Da. Bine, nu văd întrebarea, dar probabil o să o deducem. Și au zis, bărbați galileni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Faptele Apostolilor 1.1.4. Că fiecare o percepe diferit. Dacă ești să ne luăm după ăla care s-a înălțat la cer în viață și care a spus că nu va mai veni Iisus, mulțumesc, el a contrazice tot. Și acum te întreb eu. Dacă Dumnezeu ți-a acordat liberul arbitru, pus și eu o întrebare ca prostul. Da. De ce trebuie să vină Dumnezeu să facă dreptate? Tu ce păzești? Deci de ce aștepți? Mai în glumă, mai în serios. Dacă aștepți să-ți facă Dumnezeu dreptate, ești pomanagiu. Te așezi la colț și cerșești. Tot pomană. Dar nu trebuie să aștepți dreptatea făcută de Dumnezeu. Trebuie să ierți oamenii. Cineva îți face rău, lași de la tine, mergi mai departe. Și divinitatea, și viața... Și în felul ăsta câștigă cei răi. Păi nu, n-ai înțeles, n-ai oane ce am zis. Eu întotdeauna, eu zic cum am fost. Cei care mi-au făcut rău nu m-am răzbunat, deși aveam puterea poate să-i dobor. Îți dau un exemplu, știi? N-am vrut să fiu eu cel care să-i fac rău sau să... Înțelegi? Am mers mai departe, dar viața mi-a arătat peste un an, doi, trei, când nu mă așteptam, că acele persoane au ajuns rău într-un final. Doar că n-am așteptat rău să știi? Dar nu e bine să dorești răul cuiva. Băi, hai să-i spun un banc prost. Se pare că înaintea noastră un rege a făcut o experiență. A luat 10 copii de o anumită vârstă și i-a băgat într-o cameră și a dat instrucțiuni ca copiii din când în când să mai fie și bătuți și să le dea mâncare proaste, haine proaste, și în altă cameră a băgat tot 10 copii și a dat ordine să li se dea mâncare bună, să li se vorbească frumos, să fie îngrijiți. Scopul lui era să vadă cine este mai isteț și mai frumos. Te întreb pe tine, care crezi că a fost finalul? Cine au fost mai frumoși și mai isteți? Ăia care au mâncat numai bine și au huzurit? Sau fraierii care din când în când mâncau pe spon și au mai luat și puțin nana? Fraierii. Ăștia, pentru că s-au ambiționat. Când ești motivat, când ești sărac, când treci foame, prin greu. Când treci pe banii părinților, începi să spui, mamă, ce fac cu ea de la cer? Auleu, sunt 6. Și îți împui mintea cu 7 informații, le spui tuturor că ești bine informat, și tu ai băgat în cap numai gulgute. Păcând ăla sărac zice, lași-o dracu-i cu constelațiile, cu așa, stai să vezi ce mănâncă astăzi. Și caută să se angajeze undeva, să-i facă cuiva un serviciu, să-i facă cuiva un comision. Hai să fim serioși. Ăla e isteți. De ce spune și părintele marxismului că nevoia te învață mai mult decât 10 universități la un loc? Oleg, că acum zice... trebuie o chestie. Ce credeți, fata aia lui ăsta care a ajuns la azil și care a fost crescută ca o prințesă, ce credeți că se va termina? Cum credeți că se va termina cu ea? Cu fata lui Monica Columbeanu? Hă? Păi... Cât crezi că o să o țină ăștia să prezinte moda? Că o ține așa, că... Albert Horva întreabă. Adi, întreabă-l pe Nea Ioan, este timpul o abstracție sau ce este timpul? Timpul e a treia dimensiune a spațiului. Și n-are început și n-are sfârșit. Și felul în care îl împărțim e al nostru, adică nu i-am dat valoare. Adică noi îi dăm secunde, minute, ore, bla bla bla. Bun, iarăși, user spune așa, o persoană este formată din electroni, deci o persoană este formată din electroni ale tuturor materialelor care sunt pe pământ, dar este necesar o formă de forță electromagnetică care ține toți electronii la un loc și formează corpul uman. Un
corp singular, aparte, și insomn sau meditație. Această forță pleacă în altă parte a Universului. Eu prin meditație am fost acolo, deci se poate. Și de aceea există, sunt convins că la moarte nu dispare. Forța noastră se duce acolo unde este locul și materia se întoarce la locul ei. În primul rând, organismul uman e format din miliarde de celule. Orice celulă are membrană, citoplasmă și nucleu. În interiorul ei sunt sarcini electrice, anioni și cationi, de sodiu și de potasiu. Nu sunt, mă înțelegi. Deci are, orice celulă are și sarcini electrice, dar organismul e format din miliarde de celule care au membrană, citoplasmă și nucleu. Materia vie nu e organizată ca materia moartă, ca, în sensul că are protoni și neutroni și în jurul lor sunt electroni. Nu. E un nucleu în care sunt fascicole de ARN pentru celula respectivă, e citoplasma de jur împrejur și sunt anionii și cationii de sodiu și potasiu care dau sarcina electrică celulei. Mă înțelegi? Dar nu e, celula e formată din, așa cum spune el, așa cum spune el, e formată în materia nevie, deci cum ar veni, asta e chimia anorganică, ce spune el. Așa e format atomul de hidrogen, atomul de heliu, atomul de... Dar nu, celula umană e diferită de atomul materiei, în sensul că ea e formată din celule care are membrană, citoplasmă și nucleu. Și nucleul ăla sunt fragmente din ARN pentru funcția care îndeplinește. Deci în fiecare celulă nu e tot ARN-ul. În celulele ficatului e un alt ARN, deci e codul care trebuie ficatului. În celulele creierului, acolo e tot ARN-ul. În celulele inimii sunt numai... Și tot universul lucrează exact cum lucrează inima și motorul omului. Adică implozie, explozie. Implozie, explozie. De ce spune că trebuie să ai tensiune 14:7, da? Păi 14 e explozia când inima trimite sângele și 7 e implozia. De ce e mai mică? Pentru că toată presiunea ta presează inima, pentru că odată ai împins și când explodează o bombă atomică sau o bombă. Știați că prima dată tot aerul fuge din locul ăla și se face vid și după aia aerul se întoarce înapoi și de multe ori un copac sau un zid nu cade de suflu exploziei, că ăla numai l-a șubrezit, ci cade când vine aerul înapoi. Deci ăsta e principiul acțiunii și reacțiunii. Și spre exemplu toate incendiile de mine, ia foc o sondă de asta petrolieră. Păi n-ai cum să o mai stingi pe aia, cu apă, cu spumă, nu? Ia-i frumos o macara, bagi un butoi de TNT în vârful macaralei, bagi o capsă acolo și o detunezi. Și în momentul în care explodează TNT-ul ăla, forța lui de explozie aruncă tot oxigenul. Și flacăra se stinge de la sine, că nu mai are oxigen. Deci așa se sting incendiile mari și puternice. Că mi-aduc aminte că și Trump a spus o prostie când a luat foc catedrala aia Notre-Dame, că a luat foc. Și a venit Trump și a spus, nu, dom'le, că trebuia să trimită avioane de-astea călășe. Păi nu, dom'le, când cade apa aia dintr-o dată așa... Mai rău. Păi nu, că dărâma biserica, mă. Că am văzut eu cu ochii mei, a lăsat 5 tone de apă pe o mașină, a strivit-o. Deci nu, Trump acolo a spus și el și a spus un consultant ăla și a spus o prostie. Dar culmea, l-au și contrazis pompierii și au zis, dom'le, nu puteam să facem asta. Deci de multe ori și savanții mai fac niște greșeli, mai sunt plătiți să facă. Și în genere savanții nu prea ne spun nouă ce fac, decât când au succes și au reușit să facă ceva. Că dacă ți-ar spune savanții de câte ori au mers 5 ani și au studiat o chestie și n-au obținut nimic, până la urmă zice, bă, dar stai că și ăștia sunt fraier rău de tot. Și ei nu sunt proști, dar pe drumul pe care am mers n-am întâlnit nimic. Bun. Angela,
Angela. Chiorchină. Da. Spune așa, somnul este special făcut astfel încât sufletul, da, spiritul, trebuie să se despartă de corpul carnal, corp, da, și să plece în spațiul lui pentru a-și îmbogăți cunoștințele, etc. Sunt multe de spus, să-l ascultăm pe domnul Ion. Și care e întrebarea? Că i-am spune ce se întâmplă, nu înțeleg care e întrebarea. Dacă i-am spune sau... ce se întâmplă. Dacă vezi altfel, sau cum... Cu plecarea. Deci ea spune că a fost creat, noi am fost creați, da, cu carnal, partea carnală și sufletul, spiritul, care în timpul somnului... Aia, da? Suflarea divină, da, spiritul, da, divin. Părăsește corpul, se duce în astral, probabil asta vrea să spună, da, ca să-și îmbogățească cunoștințele. Cui, sau... Păi așa e cum spune ea. Nu că ea pleacă și cu cunoștințele tale. Da, uite, eu aici, eu nu cred treaba asta. Nu, dar îmi cer scuze. Ea nu, eu unul, că vreau să audă părerea. Și vreau să spun că nu prea spune greșit. Nu cred în treaba asta că sufletul, știi, eul, entitate, spune-i cum vrei, părăsește corpul, se duce într-un alt plan, nu cred. Dar să ai puțin și am vorbit în emisiunea trecută cu Arsenie Boca de chestii. Tensiunea electrică din baseria asta, că s-a terminat, s-a dus dracului în telefon? Da. Păi și atunci de ce n-ai acceptat că și spiritul e același lucru? Pentru că e energie, e o formă de energie. Deci, când... Da, dar nu părăsește corpul. Ba da! Și vizitează, ba da, nu știu unde se duce. Ba da, se duce în telefon și în telefon mi-apare ca imagine, se și consumă. Deci trece din starea de electricitate, trece în starea de imagine, imaginea intră în capul meu și eu în baza acelora acționez și transmit mai departe. Deci există un principiu al conservării masei substanțelor, enunțat de Lavoisier și de Lomonosov concomitent, care spune că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă, da? Ăsta e principiul conservării masei materiei, da? Ei, vă spun eu că și energetic e la fel. Deci și energia trece dintr-o stare în alta, trece prin cele șapte frecvențe ale luminii, rogvai, și în felul ăsta ea își capătă frecvențe din ce în ce mai înalte. Da, nu știu, nu sunt atât de spiritual încât să... Nu. Când uite, dorm, un exemplu. Pur simplu, corpul e făcut, mecanismul de apărare... Îți dau un exemplu. Știi, tu te încarci din punct de vedere carnal, îți încarci bateriile, dar sufletul și tot ceea ce este în tine stă în stand-by. Dacă acolo asculti o piesă, care e instrumentul tău preferat, care îți place cel mai mult să-l asculti? Pian. Chitara, vioara, mandolină. Pianul pian. Și vioara. Bun. Și dacă asculti pe Chopin, nu simți că... Ești fericit că plutești. Că... Pa, da, nu vorbesc de vibrații, clar există și așa mai departe. Păi el îți creează o anumită stare de confort sau, și, sau de disconfort. Corect. Deci iată că energia, vibrația, corect, are efecte asupra ta. Corect. Păi, cum? Eu fără muzică nu pot crea. Eu, da? Dar în somn se ridică sufletul meu. Corpul rămâne acolo și mă duc și mă întâlnesc cu oameni, cum aud eu în plan astral, deja aici la mine e, pa, m-ai pierdut. Părerea mea, nu, acum nu dețin adevărul absolut. Și pe urmă te întorci și deja, nu știu, omul deja a clădit prea multe... Păi, da, de aia gândește-te, de exemplu, sufletul... Oricum energia, energia se duce la energie și materia. Sufletul este energie, da? Da, corpul uman funcționează pe impulsuri electrice, nu? De da. Unde ai tu curent, dacă corect. N-ai avea sufletul? Corect. Că poate sufletul este partea de energie care îți distribuie curent. Păi și atunci cum pleacă în somn? Nu mori dacă ți-a plecat energia, adică sufletul? Gata, caput. Vrei să-i spun o chestie? Și vine preotul. Uite, nu? Și Biblia susține că se poate face chestia asta. Și de-aia nu vreau să intru în polemică. Spune că dacă îți pleacă spiritul, că asta înseamnă zombie. Deci, de-aia vreau să spun că e o problemă și cu Biblia asta, că Biblia e un labirint intelectual făcut special să te prostească și să nu mai știi ce să crezi, în special Vechiul Testament. Bun, haideți să le răspundeți la acea anecdotă, le-ați pus întrebarea...
legat de 1 ori 1 egal cu 1 și 1 la orice putere este tot 1. Știți că le-ați dat acum două sau trei episoade. Cum se explică? Da. Da, și foarte mulți au dat niște răspunsuri păi în comentarii. Păi și care sunt răspunsurile? De ce la mulțire și la ridicare la putere 1 nu respectă regula adunării? Păi asta așteaptă oamenii acum să le dați răspunsul. Păi vezi, e și o chestie. Dacă... Ia, stați să mă uit un pic prin mesaje pe aici, să văd numai un pic. Să vedem ce. Deci, câteva. Sorin, da, spune așa, 1 ori 1 fac 1 pentru că 1 reprezintă pe Dumnezeu și Dumnezeu este doar 1. Am ascultat în totalitate emisiunea, deștept omul. Deci mulți vă apreciază, pentru că 1 este unic, fiecare e unic în felul său. O nulitate ridicată la putere rămâne tot o nulitate. Pe asta a spus eu și un academician. Păi cam, văd că au cam... Nu, că nu sunt. Au mai studiat, au mai cercat. Deci? Răspunsul este? Răspunsul final, doamnelor și domnilor... Păi la adunare, 1 și cu 1 fac 2, dar 2 deja e alt număr. Și 2 e un număr complex. În sistemul binar 2 se scrie 1-0. Deci să nu ne înțelegem greșit. Înmulțirea și ridicarea la putere sunt operații de gradul 2 și de gradul 3. Și tu ai pus cea mai deșteaptă întrebare. 1 la puterea 0 e 0. Pentru că 0 e anticomunicativ. Și orice număr înmulțit cu 0 devine 0. Zero e anticomunicativ, anulează orice număr. A fost mai deșteaptă decât ce spun ei. Dar uite că au știut oamenii. Da, în genere, da. Deci, uite că avem urmăritori da, să amestec special. Bravo lor, bravo lor. Bravo vouă, dragi urmăritori. Vrei să-ți spun o chestie? Eu m-am supărat odată în batalionul disciplinar și am cerut la ceiști, i-am spus, băi, nu te supăra, dă-mi o colă de hârtie că renunț la cetățenia română. Făceam o speculație juridică. Dacă renunț la cetățenia română, nu mai am drepturi și obligații față de statul român. În fine. Și îmi zice, omul ce ești, tu era un maior. Zice, bă, tine, tu ești prost, că cum să-ți dau eu ție, se face așa ceva. Că șeful meu zice, bă, tu ce ai păzit acolo, caprele? Și zic, păi stai puțin, că eu deja am scris, am făcut două. Și zic, uite-te pe spate și vezi cât de tare am apăsat. Și l-am păcălit că i-am trimis. Și a venit un major, culmea, șeful lui era tot major, să mă cunoască personal. Și când m-a cunoscut personal, doar m-a văzut, a văzut ce fac și ăsta îi zice, ăsta e mercenarul. Și la ce da, m-am lămurit. Și n-am mai zis nimic. Și ca să nu iasă rău armata, m-a lăsat să... Și totuși, de ce 1 ori 1, da, egal cu 1, Cum pentru spunea? Că și literal, e ori-ori. Deci tu alegi. Ori unu, ori unu. Dar nu amândoi. Da, deci răspunsul este, cel puțin din partea lui Nea Ioan, este, cum ziceai Nea Ioan? Stai puțin, dacă ei ar lua și ar studia pătratul lui Pitagora, ar vedea că Pitagora așa a găsit tabla mulțirii. E un pătrat cu 10... pătrate, așa, 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 deci practic sunt 100. Și aici e 1. Și aici e 2. Și aici mai jos e tot 2. Și 1, de fapt, nu e 1. 2 ori 2, mă înțelegi, fac 4, să zicem, da? Și într-un singur pătrat, cu latura de 10 pătrate, sunt toate rezultatele tablei mulțirii. Dacă studiază, asta se numește pătratul Pitagora. Dacă studiază pătratul lui Pitagora, o să rămâne ei perplexi de ce chestii sunt acolo. Uite, eu, spre exemplu, știam din clasa 7-a toate pătratele până la 20. De 15 fac 225, 13 13 fac 169, 25 ori 25 fac 625. Deci, băi, eu chiar știu matematică și am învățat fără să vreau pentru că am memorie bună. Bun, ia să mai citim aici. Și nu spunea și un arab, că el a inventat cifra, semnul 0. Nu spunea că în fața lui 1 poți să pui 100 de zerouri. Valoarea e tot 1.
Dar dacă după unul pui numai zerouri, mamă, de fiecare dată se dublează valoarea. Păi fii atent, în sistemul binar, 2 se scrie 1, 0, da? 4 se scrie 100, 8 se scrie 1000. Deci când îl dublezi, mai pui un 0, îl dublezi, mai pui un 0, nici nu trebuie să știi mulțile. Bună, Ioane. Cristian Simionov face o afirmație mai mult, nu întreabă. Spune așa, omul este format din 3 componente. O parte feminină, în paranteză sufletul, o parte masculină, în paranteză ego-ul, și o parte mentală, ce meditează celelalte două. Toate cele trei părți, în paranteză psihice sau eterice, locuiesc în corpul fizic, cu scop de a experimenta această dimensiune. O vezi falsă sau adevărată? Cum o percepi? Vreau să spun că ăsta le dă apă la moare globaliștilor, că eu știu că în ADN-ul uman există și cromozom X și cromozom Y și că majoritatea bărbaților au și un cromozom feminin și majoritatea femeilor au și un cromozom masculin. Dacă au doi cromozomi masculini, femeile devin hermafrodite. Asta e o deviație sexuală, în sensul că au și un rest de... am fine. Dar de aici și până la spune că e o parte feminină, deci e doar un cromozom. Un cromozom. De aici și a extrapola, să spunem că noi există fiara cu 7 capete, mi se pare că are lungă și părerea mea e că le dă apă la moare globaliștilor și crede că de fapt noi suntem jumate bărbați, jumate femei și de fapt nici nu știm ce suntem. Asta nu e adevărat, e fals. Nu, da, într-adevăr. Dar culmea, știți că sunt bărbați care n-au niciun cromozom feminin și ăștia sunt predispuși la crime și la sadism și sunt femei care n-au niciun cromozom masculin și Biblia le definește ca mironosițe. Deci de asta se știe. Dar uite că sunt femei în care nu există niciun cromozom masculin, deci nici o parte feminină, și alea se numesc mironosițe, și sunt bărbați, în special aia cu sprâncene stufoase și unite, care n-au niciun cromozom feminin și ăștia sunt predispuși la violență, la cheioan, la crime, pentru că sunt duri, sunt numai bărbați. Nu sunt de acord cu chestia asta, cu feminin, cu masculin. Asta e aberație. E o aberație așa cum eu am mai explicat că eu pot să distrug simbolul ăla chinezesc yin-yang. Da. Pentru că sunt anumite numere care n-au niciun zero în ele. Deci toată povestea aia cu yin și yang, cu masculin și feminin, cade. Sunt bărbați care n-au niciun cromozom feminin. Și sunt femei care n-au niciun cromozom masculin. Și atunci cum îi putem numi? Sau un dezechilibru genetic sau ce? Și simbolul la yin-yang e valabil așa, că e de vreo câteva mii de ani și toată lumea a pus botul la el. Păi și în ce categorie intră acești oameni? N-au nicio vină, nu i-au ales. Deviații. Adică din când în când, spre exemplu, puțină lume știe că se nasc și femei hermafrodite, da? Deci femei care au și de-aia și de-aia. Dar de fapt aia e un rest, nu e chiar de-aia și așa mai departe. Deci astea se numesc deviații comportamentale. Cum și bărbații care se cred femei, aia e în capul lor. Nu le convine, nu... Bun. Da, ce să mai facă? Bun, îl avem pe Sică. Felicitări, dacă o să reținem măcar o bucățică din informațiile de aici, sigur o să avem o altă viață. Data viitoare, Adi, te rog frumos să-l întrebi pe Nea Ioan despre firament. Dacă există sau de la cine a pornit o astfel de informație? Caută pe internet lansarea rachetei lui Elon Musk. Acolo arată faptul că racheta s-a lovit de ceva, ca o sticlă. Cum ai arunca cu o piatră în geam, îl fisurezi, dar nu îl spargi de tot. Și de asemenea de interviul lui Hillary Clinton, tot despre firament,
în care spune cum au reușit să-l fisureze. Adică se spune că ar avea 18 milioane de crăpături în el. Aș fi curioasă să văd dacă este adevărat așa ceva. Mulțumesc. Îmi cer scuze, dar nu e adevărat. Nu e adevărat. Elon Musk e un excroc care lucrează pentru servicii, care la un moment dat s-a întâlnit și cu Putin și Putin le-a cerut ca cei 11 sateliți sau câți are să nu le mai dea informații fraierilor și nu le-a mai dat informații. Dar pentru cu globul acesta, că, ca nu și noi cum am fi acoperiți de o sticlă, firamentul... Nu există așa ceva. A, există, dar și aia e o speculație și nici aia nu prea în botul. Mă înțelege, așa numită centură, aia Von Allen, de care toți spun că nu poate trece nicio navă. Dar atunci, dacă nu trece nicio navă, pioniera aia 12, cum dracu a trecut de el? Dar în fine, aia mă... Deci nu, îmi cer scuze. Pun niște întrebări la care... Nu știu oamenii, nea Ioane. Păi și dacă nu știu, de ce... Pur să asculte părerea ta, cum da, vezi tu. Da, nu, dar vrei să-i spun o chestie. Uite, eu, spre exemplu, am prostit odată un deținut cu o chestie. Am vrut eu să-l prostesc, să-i arăt că e prost. Și după două săptămâni spune, adu-me că m-ai prostit. Știi ce i-am spus eu? Băi, și ce a trebuit două săptămâni să-ți dai seama că te-am prostit? Și în final îi zic, dar fii atent, eu sunt convins că nu tu ți-ai dat seama. Te-ai dus la altcineva și l-ai întrebat și ăla ți-a spus pe față, băi, vezi că Olteanu și-a bătut joc de tine. Deci, sunt mulți savanți care au pus botul și au crezut, uite, spre exemplu, sunt savanți care au crezut în teoria evoluționistă, că omul se trage din maimuță. Au crezut-o cu toată ființa lor. Deci, cu alte cuvinte, nu numai oamenii simpli cred prostii, și savanții se mai prostesc adesea. Pentru că le convine să creadă chestia aia. Uite, eu am scris odată un crochiu de filozofie, elitele și elitismul. Și toate elitele spun că noi nu putem trece peste ce au gândit ei. Și Iisus ne-a spus nouă personal, veți face minuni mai mari decât mine. Deci îmi spun savanții mie că nu pot trece peste mintea lor, că mintea lor e cea mai ok, că nu, așa, nu pot trece peste plafonul gândirii lor. Și Iisus îmi spune mie că voi face și alte minuni mai mari decât el. Acum, cinstit, să-l cred pe academicianul ăla de carton care azi îți mai spun o chestie și plac ăsta care a inventat fizica cuantică. Știi că el a fost pro-Hitler? Și Hitler, pentru că la grea, i-a pus la dispoziție și l-a lăsat. Și ăsta mai avea și o figură de-a lui, ca așa. Cea, atracția corpuscului negru. Deci el era fascinat de găurile negre. Neoane, nu știu dacă ați auzit despre satelitul acesta, Black da, Knight. Da, am auzit și am și văzut fotografii cu el. Nu numai acum, am văzut fotografii. Deci, cei care nu știți, este vorba despre un satelit, Black Knight, despre care, atenție, cei de la NASA știu încă din 1998, dacă nu mă înșel, orbitează, da? Doar că nimeni nu știe ce este cu el, de cine a fost creat, de cine a fost pus. Nu vrea nimeni să-și ia responsabilitatea asupra sa. Și nici nimeni nu vrea să dea nicio explicație. Dar oare de ce? Adică de ruși a fost făcut, de americani, de chinezi, sau care e treaba? Ce scop a avut? Să spioneze și pormă... Hai să spun o chestie. Dacă vrei să derutezi un om, arunci pe piață o gulgută pe care nu poți să o explice nimeni. Și îl obligi să lucreze și să gândească la gulguta aia. Și el, mă înțelegi, neputând să o explice, ajunge la concluzia că e mai prost decât ăilalți. Și în felul ăsta îl automarginalizezi pe om. Cum îi poți demonstra unui om că e prost? Făcându-i o păcăleală pe care n-are cum să ți-o explice. Că omul, toți savanții spun că copilul la 4 ani e genial. Da. Asta da, dar totuși e un satelit care plutește acolo, nu? Adică
scopul care e? De nimeni nu... Păi așa știai că sunt gurile care spun că au OJN-uri au scos bombele atomice să nu poate exploda? Păi tu chiar crezi că e așa? Nu cred nimic, deci, nici cu extraterestri găsiți uite, de mai, NASA ăia. Nu mai departe decât Putin a zis că el a auzit că există reptilieni și a auzit și că reptilienilor le e frică de el. Da, e declarația lui Putin. De ce crezi că a făcut-o? Bă, ca să arăte... prostie există da, și bă, de... Păi rușii îmi se pare că... Au mai n-ați auzit de vreo asta? Nu, am mai auzit o chestie de la ruși, că ei ar avea de fapt un dita mai... Păi au un dosar întreg. Dita mai documentația da. Legată de speciile, de extraterestri, câți ar da, fi de fapt. Da, da, da. Care au vizitat Pământul, care nu, care cu tare, că foarte... Amă la fără, bă, da, deja... Așa. La fel și cu imaginea alea cu extraterestrul ăla prins de NASA și cauciuc toată ziua, totul acum e contrafăcut, bă, chiar că e un război informațional. Deci se creează editări peste editări. Vezi că ai ajuns la vorba mea? Cum poți să-l prostești pe un fraier? Nu nea, Ioane, eu... Haideți să vă zic e război informațional, eu, da, corect. Octave, știi corect. Că eu sunt cu Dumnezeu, credința mea, ai văzut și pe Nea Ion, sunt multe contradicții vis-a-vis atunci când el atinge tema de Dumnezeu. Nu mă bag, las să spună, știi? Bă, dar dacă mie mi-e bine, credința mea și omenirea a avut continuitate, cât a fost, da, de la, și cât mai ține, că deja vor să elimine și termenul de familie și tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. Dar parcă prea multă prostie, reptilieni, lumi interioare, Ciambala, OZN-uri, știi? Deci e un haos total din punctul meu de vedere și eu de asta nu duc niciun război cu nimeni. Fiecare să creadă în ce vrea. Mie mi-e bine să cred în Dumnezeu. Că el a fost, dar nici nu caut adevărul, niște adevăruri pe care oricum nu o să le aflu niciodată. De ce? Eu consider că oamenii care tot pun întrebări, tot vor să afle, dar cine a făcut, dar ce? Bă, mai rău să faci. Deci este o lipsă, e un consum de energie inutil. Și trece viața și tu trăiești în, cum să zic eu, în dezechilibru, în necunoaștere, în... Ăsta-i război. Stai, Nea Ioane, să spun ideea. Trăiești în dubii, în nu știi ce, cum. Mie mi-e bine, cred în Dumnezeu și atât. Refuz orice rahat venit din... De la NASA, de la oricine. Mi-e bine așa, mă bucur de viață, de familie, de... Deci n-am războaie cu nimeni, știi? Dar păi, parcă... Păi în era asta tehnologie, oare cum putem să ne luăm repere corecte? Păi nu mai e cum. Nu mai e cum, pentru că lucrul corect a devenit incorrect și incorectul a devenit corect. Păi și-a răsturnat toate valorile astea. Exact, exact. Nu mai există moralitate, nu mai există rușine, nu mai există... Nu mai cum să deosebești. Toată lumea vrea să-i învățe. Falsul de real. Tu uite-te acum cu toată tehnologia asta, cu AI-urile care poate să-ți reconstruiască facial, expresiile, să-ți facă cu același timbru vocal. Tot, și tu tot, nici măcar nu știi dacă e ăla sau nu. Deci tu-ți dai, nu-și dau seama. Tu-ți dai seama câte se creează și imagini, și video, și la ce tehnologie avem. Știi? Adică, tocmai asta vrea. Ca, păi am văzut un... Bă, toate lucrurile astea ce menire au, cum văd eu? Să ne separe între noi. Să creeze tabere. Ăla e cu extraterestri. Ăla e cu reptilienii. Hai să le cu... ceva de gândit. Hai să nu am să găsit, se războiască între ei. Am găsit ca nu pe să YouTube facem un tip care face muzică și îți imite orice voce. Tu cânti cu vocea ta și el în final cu sintetizator de voce te face dai vocea lui Angerberg Company sau al lui Freddie Mercury. Cu sintetizator. Da, corect. Da. Și culmea e că dacă în ziua de azi, dacă tu nu vrei să cauți să afli niște răspunsuri legate de mai știu ce, ești văzut primitiv, involuat. Adică du-te, bă, de... Dacă nu ești de acord cu el, nu ești în pas. Dar dacă eu așa vreau, dacă așa sunt fericit și așa sunt bine, de ce? Nu vreau să cred nici în reptilieni, nici în decorporalizare. Așa. Deci nu vreau să cred nici în chestia asta, că în somn, nu vreau.
Eu cred în Dumnezeu. Dar știai că un scriitor american a scris o novelă în care spune că în sufletul fiecăruia dintre noi e un șarpe? La unii e o anacondă, la unii e o viperă, la o... în funcție de caracterul noi. Deci noi toți, mă înțelegi, avem în genonul nostru, în ADN, memorie, nu de la Adam, de la prima celulă care s-a divizat, exact ca în filmul ăla, Lucky, când s-a întors și două celule s-au unit într-una. Deci de acolo avem noi informație genetică în ADN. Nu de la Adam, de la prima celulă care s-a divizat și a făcut protozoare și a făcut euglene și a făcut pe dreacu să le ia. Da. Nea Ioane, haideți să ne oprim pentru astăzi. Mai pusese un băiat o întrebare, vă întreb așa, fugitiv, dacă știți sau nu. Ce părere aveți despre cele, iar niște chestii care, scenarii, dar vă întreb, despre cele trei zile de beznă care vor veni? Scrie în Biblie undeva, că n-am citit Biblia, nu știu, că vor fi trei zile de beznă. Nu știu dacă asta e în Apocalipsă sau înainte, nu știu. Îmi cer scuze, dar n-am auzit niciodată vrăjeala asta și nici nu știu ce să zic. Deci nu, n-am auzit niciodată vrăjeala. Dar auzi, acum un an de zile, Octave, știi că se... Dar cred că un an de zile spuneau ei că o să fie o mare pană de curent în toată Europa sau... Ce părere ai de treaba asta? Știi despre ce e vorba? Știi că nu, da. Cele trei zile de întâlnire din Apocalipsă. Toți din Apocalipsă, deci am știut. Toți spun că dacă, mă înțelegi, teroriștii sau cineva distruge curentul într-un oraș, distruge tot și de luz, mă înțelegi, tot orașul intră în panică. Și? Și se creează, păi toți vor duce și vor sparge magazinele și vor face provizii, mă înțelegi, de haleală, dar așa, că vine sfârșitul lumii. Și între timp se repară curentul și te rămâi cu păgubă. Deci, fii atent, am citit de acum 25 de ani. Ce se va întâmpla în cazul în care vor cădea câteva bombe nucleare pe pământ? Și acolo spunea clar că cei mai mulți oameni nu vor muri din cauza bombelor atomice, ci vor muri din cauza panicii care se creează. Da, e incredibil. Deci omul intră în panică, zice gata, vine sfârșitul lumii și îmi cer scuze, tot se apucă de prostii, de aiurele. Că zice, dom'le, dacă tot e să mor, mă înțelegi, măcar să sparg magazinul ăla, să sparg banca aia, să eu trag lugagica aia. O prostie. Cum deci, uite, Nea Ioane, trei zile de întuneric pe pământ, avertismentul sumbru al unui călător din viitor. Când s-ar putea produce evenimentul apocaliptic? Te rog din suflet. Păi uite de acolo, Nea Ioane, păi, te rog din suflet. Nu, dar și că și cu ce s-a dus în viitor? Cu Melcu? Cu ce s-a dus? Cu Ciciumelcu? Cu ce s-a dus? A, mă. Băi, vorbesc serios. Trebuie să fii prea naiv să crezi astfel de chestii. Eu, părerea mea e că trebuie să fii puțin labil mintat. Dar nu, despre ăsta care... Ăsta e unul pe TikTok, a apărut, nu s-a devenit nimic din ce a zis. Deci nu mai... aberație, adică... Păi cine? Toți vor să epateze... Ca să se uite... Păi da, dar a preluat, uite, trei zile... Da, uite, al unui călător din viitor, a preluat... A, tu vorbești de tipul care... Da. Da, ok, deci știre de... Știre de... Duzină. Duzină, da. Deci, oameni frumoși, mai sunt și știri de duzină. Stați liniștiți, nimeni nu știe când va fi apocalipsa, când... Dumnezeu, nu înțelegeți dacă Iisus a spus că nu știe când e sfârșitul lumii. Ăștia de unde dracu știu? Cine le-a zis? Mass media. Da. Mai în glumă, mai în serios, pentru mine a devenit oboșitor, în sensul că toată lumea mă întreabă niște lucruri care, de multe ori, chiar și dacă ar fi așa, n-ar avea cum să ne afecteze. Și acum hai să o luăm sincer, dacă ar fi trei zile întuneric și nimeni n-ar intra în panică, ce dracu s-ar întâmpla? Da. Trei zile rezistăm. Nea Ioane, puse-mi la Luceașcă, când s-a întunecat. Nu, da? Aveam lămpile alea. Care era problema? Dumnezeu, de ce vor oamenii să creadă în sfârșitul lumii? Nu-ți dai seama că ei vor să creadă că ei vor muri?
Știi de ce? E ca și cum eram noi copii și când știam, plecau părinții de acasă, acolo sus erau țigările și îți dădea adrenalina aia, să, știi? E, cred că omul în subconștient auzi, trebuie să... Dar mai e o treabă. Dacă e sfârșitul lumii, de ce să-mi fac probleme? Că e sfârșitul lumii. Adică, da, deci nu e că să fac? Rămân ceilalți. Nu, dar ce pot eu să fac ca ei? Da, mă, asta e tot ce trăim de... Eu vreau să vă spun o chestie de la hat. Apropo de omenire, în fiecare an, înainte de Crăciun cu vreo câteva zile, sau înainte de Paști cu vreo câteva zile, veneau la mama mea, toate vecinele, se o întrebe cum să facă prânz. Și tu la cutare, cutare. Și maica mea îi dicta ce să facă. Și scotea femeia hârtia și zicea, păi așa mi-ai spus și anul trecut. Dar mie de ce nu mi-a ieșit ca ție? Deci ea confirma că un an înainte îi spusese aceeași rețetă și ei nu ieșea. Și la un moment dat, despre mine, toată lumea spunea, vai ce educat e Neluțu. Pentru că mergeam cu mama în vizită de Paști sau de Crăciun la cineva și apoi de Paști toată lumea pune pentru un copil o prăjitură, o felie de cozonac. Și mă servea, te rog frumos servește, și spuneam nu mulțumesc și nu mâncam. Și toate femeile îi spuneau, tu, Jenica, vai ce educat e Neluțu. Nu era adevărat. Tu știi ce știam eu? Că nu sunt așa bune ca acasă. Și de-aia nu mâncam. Eu și acum sunt extraordinar de pretențios. Nu mănânc orice. Japonezii au făcut acolo o televiziune în care filmul are mai multe variante. Și tu, când vrei să-ți alegi filmul pe care vrei să-l vezi, acolo te întreabă, vrei să moară eroul negativ? Eroul pozitiv să-l omoare? Și tu zici, nu, vreau să moară eroul pozitiv. E, el are filmul în mai multe versiuni. Deci, practic, toți oamenii vor să li se spună ce vor să audă. Toate doamnele spun, vai, Ileana Cosânzeana, ce cauți tu orhidee printre bălării? Mă înțelegi, le faci pe toate alte bălării, dar pe ea o faci orhidee. Înțelegi? Și să vezi cum se deschide ca o floare și ce o dă ție toată. Amă că sunt sătul de vrăjeala asta. Mă înțelegi? Vorbesc serios. Deci toți vrem să ni se vorbească frumos, să ni se explice orice, dacă se poate să ni se dea și cu lingurița. Și, bă, apropo, mi-aduc aminte că mama, când eram copil mic, croșeta pentru copii mici. Și a venit o tipă care era o soție de arhitect și făcea... eu atunci am aflat, până atunci n-am știut, spunea tipa, zice, vai, uite tu, Jenica, îi fac copilul meu supiță de morcovior, de ce trebuia să salinte? Că oricum fraierul nu înțelegea. Și nu mănâncă. Și zic eu, ia dă-mi-l mie să-l bag în pimniță, să-l țin 24 de ore, să vezi cum mănâncă și cartofi cruzi. Și făcea către mama, vai tu, Jenica, ce sadic e Neluțu. Și eu întreb, dar soțul dumneavoastră ce e? Consul. Păi la ce consulat lucrează? Păi nu lucrează la niciun consulat, dar atunci de ce e consul? Păi nu, că în arhitectură nu se numește doctorat. A, deci lucrează, fraierul la un birou și face planul de clădiri. Da, dar e consul. Că în arhitectură nu se numește doctorat, se numește consulat. Corect. Și așa e. Ne, Ioane, cam ăsta a fost timpul pentru astăzi. Ne vedem în episodul următor. Încă o dată vă mulțumesc și pentru acest episod minunat. Și eu, uite, eu, spre exemplu, vreau să-l felicit și pe el. Pentru și că producția, fără băieți, nu se putea, se poate. Dragilor, încă un episod încheiat alături de domnul Ioan. Ce întrebări mai aveți? Vă rugăm, lăsați-le la fiecare podcast, pentru că după cum puteți observa, noi le preluăm pe cele interesante și le punem domnului Ioan. Nu uitați să dați follow și ne vedem în episodul următor. O seară frumoasă, Dumnezeu să fie cu voi toți!